Zilele sunt numărate până la sărbătoarea învierii Domnului, așa că a început și agitația după cumpărături. Ieri a fost forfotă mare în piața agroalimentară din Făgăraș, dar și astăzi, pentru că au ajuns și primii crescători de oi cu miei tăiați. 37 de lei costă kilogramul de carne de miel gata tăiat. Făgărășenii sunt de părere că prețurile sunt destul de piperate în comparație cu veniturile lor, însă tot ei susțin că masa de Paște nu are niciun farmec fără tradiționala friptură din carne de miel. Aceasta este prima zi când vin. Am venit cu 15 capete. Miei sunt undeva între 8 și 10-11 kg carcasă. Prețul este de 37 de lei per kilogram. Sperăm să venim și mâine, inclusiv vineri, sâmbătă, nu știm dacă o să mai venim. Mielul se vinde și în jumătate și în sfert. Lumea doar se informează, au fost și cumpărători. O să ținem cont de clienții noștri fideli, o să mai negociem la preț la clienții noștri și sperăm să vină făgărășenii număr cât mai mare. În piața agroalimentară din Făgăraș s-au anunțat 3 comercianți cu carne de miel. Din nefericire, târgul de miei vii nu se va desfășura în acest an pe raza Făgărașului.